Bună ziua și bun, dacă sunt de pus întrebări, vă stau la dispoziție, dar aș vrea să mai menționez câteva lucruri legat de această măsură, spun eu, unicat în domeniul sănătății și încerc să-mi aduc aminte când s-a mai întâmplat ceva similar după 89. Dar nu asta e problema. Problema este că, într-adevăr, este o mărire substanțială și trebuie continuată cu tot ceea ce discutăm cu Colegiul Medicilor, cu sindicatele și cu toți reprezentanții sistemului medical legat de statutul medicului. Și nu mă refer aici numai de statutul profesional, cât și de statutul medicului în societate. Vreau să vă spun că toată această discuție trebuie susținută de toate forțele politice din România. Sunt convins că așa va fi, pentru că, sper eu, sănătatea nu va fi tratată ca un subiect politic. De aceea, ordonanța de mărire a salariilor va trebui susținută în Parlament și sunt convins că va fi susținută în Parlament, așa cum va și anunțat primul ministru Ponta. Săptămâna viitoare va putea fi adoptată de către Guvernul României, iar partea de propunere legislativă referitoare la statut, Ministerul de Justiție împreună cu Ministerul Sănătății și reprezentanții Colegiului Medicilor, iar dacă reprezentanții ai altor structuri asociative sau sindicale vor să-i spună punctul de vedere, sunt bineveniți. Vreau să vă spun că toate aceste lucruri au fost posibile după o serie de măsuri implementate în sfârșit în România. Vorbim aici de cardul de asigurări și cardul electronic de asigurări de sănătate și vreau să vă spun că toate aceste lucruri pot continua și pot fi asumate de toate guvernele următoare cu o singură condiție. Cardul de sănătate trebuie să rămână obligatoriu. Da, ca să înțelegeți de ce poate mult timp s-a amânat și de ce nu s-a ajuns la aceste măriri poate mult mai devreme. Vreau de asemenea să mulțumesc tuturor celor care au venit la aceste discuții. Sunt cu Ministerul Sănătății, cu Casa de Asigurări, cu Ministerul de Finanțe, cu Ministerul Muncii. Sunt discuții pe care le purtăm de aproximativ 2 luni de zile. S-a și prezentat public un draft al legii de salarizare, iar consecințele se vor vedea chiar de la 1 octombrie. Repet, sunt pași importanți, dar cred că lucrurile trebuie să meargă înainte. Ceea ce mai vreau să adaug, pe lângă partea de salarizare și partea de statut, unde eu cred că este cel mai important și vom lucra pe această chestiune, este vorba și de infrastructură. De aceea, plan național pentru reabilitarea spitalelor, întocmit de Ministerul Sănătății, evaluare, de fapt noi am făcut deja o evaluare cu tot ceea ce este nevoie în sistemul sanitar și cred că ați început să vedeți chiar de anul trecut primele rezultate, urmând ca toate aceste investiții să se desfășoare și anul acesta, multe dintre ele sunt în curs, iar de anul viitor ca și buget, ca și pondere în buget mult mai mare. În rest, întrebări dacă sunt. Bună ziua, domnule ministru, aș vrea să vă întreb, să vă rog de fapt doar să-mi confirmați că am înțeles bine. Mulțumirea către medic după actul medical, în cazul în care nu este, să spunem, dau un exemplu, de 1000 de lei și e de un ceas sau o brățară sau un tablou sau un robot de bucătărie, ea trebuie de asemenea declarată pentru a fi impozitată? Vreau să vă spun că toate aceste discuții vor privi normele de aplicare ale unei propuneri legislative. Iar dacă lucrurile erau făcute atunci când am zis eu, de exemplu, în iunie în Parlament, când am făcut un apel, cred că vă aduceți aminte, la toți parlamentarii să semneze o inițiativă legislativă. Bun, au semnat o primă etapă, au trecut-o de Senat, dar au uitat ulterior în iunie să o mai treacă și prin Camera Deputaților, au amânat-o pentru toamnă. Nu cred că mai eram în situația de a răspunde și de a reglementa o astfel de chestiune.
Din punctul meu de vedere, și nu vreau să intru pe detalii strict sau nu știu, pe exemple foarte stricte în momentul de față, asta le vom vedea când vom finaliza normele, dar normele trebuie să le finalizăm exact cu reprezentanții lor, deci colegiul medicilor, sindicate, structuri profesionale. Însă posibilitatea pacientului sau dreptul pacientului până la urmă de a-și exprima recunoștința, dacă toți știm că există, nu trebuie să ne mai facem că nu există sau că nu știm. Adică dăm ipocrizia la o parte, cum îi rog pe toți, de cred că un an de zile, mai mult de un an de zile, și trebuie să reglementăm. Deci nu poate exista absolut nimic în secolul nostru fără să existe chitanță. Și asta trebuie să o înțeleagă toată lumea. Iar medicii, să știți că nu asta este problema lor. Medicii cer, de fapt, decență în salarizare, ceea ce încercăm să oferim, și o reglare foarte clară a statutului. Deci ei cer aceste reguli foarte stricte și foarte și aplicabile, bineînțeles. De unde vin banii după 1 ianuarie? Pentru majorarea banii următorului procent de 25-2016. Păi, vă spun foarte clar. Toate aceste economii pentru anul acesta vin din introducerea cardului de sănătate. Și o parte sunt consecințele actualizării prețului la medicamente. Vreau să vă spun că noi prin aceste măsuri am prins doar o parte din anul 2015, n-am prins în anul în totalitate. În 2016 cardul este funcțional, va fi funcțional din 1 ianuarie până la 31 decembrie, deci va fi funcțional tot anul, iar bănuiesc că nu va veni nimeni să spună că prețurile medicamentelor trebuie să dubleze, nu? Deci, evident, gestiunea fondurilor din sistemul de sănătate trebuie să continue principiile stabilite în 2014 și 2015 și consumurile trebuie ținute în aceleași limite. Concret, următorii pași, următoarele etape de creșteri salariale. Deci avem 1 octombrie 25%, se prinde pe anul 2016 în proiectul de buget următoarea creștere de 25%, de când ar urma să crească, evident, de la 1 ianuarie odată cu intrarea noului buget, deci, sau aveți un alt termen? Deci asta spunea primul ministru, noi le deci 25% de la 1 octombrie intră în plată, iar propunerea pentru continuarea pentru 2016 va fi votată în legea bugetului, deci bugetul pe care îl propune guvernul și pe care îl aprobă Parlamentul în decembrie. Nu vor intra la plată în decembrie, vor intra în 2016 la plată. În decembrie se va plăti majorarea pe care o dăm de la 1 octombrie. Da? Și mai rămâne în vigoare ideea care fusese anterior menționată și de ministrul Muncii Roman Aplumb, astfel încât să ajungă la procentul de 73% da, până la 17%? Da, este o propunere în dezbatere, așa cum știți. Mai sunt câteva elemente de stabilit cu sindicatele acolo, pentru că sunt anumite chestiuni tot pe salarizare din vechea lege 2.4 din 2010, care are niște necorelări între clasele de salarizare, dar asta practic e bucătăria internă de la Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății, discuția cu sindicatele, se va înscrie în acea lege pe care o propune, legea de salarizare unică pe care o propune Ministerul Muncii, cu mențiunea că dacă facem toate calculele, salariile în sănătate la finalul aplicării acestui program se dublează față de quantumul din 2015, da? Puteți să faceți o precizare în plus aici? În proiectul bugetului de stat pe anul viitor, va fi bugetată această majorare cu 25% sau o majorare de 50%? Corectă întrebarea. Deci 25% care intră acum, dar practic devine salariul de bază plătit în 2015, ulterior se adaugă, în plus se adaugă ceilalți 25%. Nu, dar în proiectul de buget... Da. Veți avea în bugetul Ministerului Sănătății. În proiectul de buget sunt plus. Alocați pentru o majorare, comparativ cu anul trecut, pentru o majorare de 50%. Da, luând în calcul, făcând un calcul aritmetic, da, e un pic mai mare de 50%. Și ar însemna că intră în plată de la 1 ianuarie, va intra în plată 50%? Vom vedea exact luna în care intră în plată în 2016, majorarea, deci 50 și ceva la sută, dacă facem calculul, aproape 60%.
Vom vedea exact luna în care e a doua tranșă. Pentru că, în mod normal, trebuie în proiectul de buget să puneți și de unde vin banii, de unde se asigură resursa pentru această majorare. Tocmai asta vă spuneam. Proiectul de buget, fiind dezbătut în Parlament, fiind cu cifrele pe masă, tot ce înseamnă economii din card și previziunea, pentru că noi vom ști foarte clar pe fiecare lună a anului 2000 sau a anului 2016 ce este sau ce cheltuim mai puțin decât am cheltuit până acum, deci toate economiile. Deci în 2000 în proiectul de buget poate fi inclusă și va fi inclusă. Și în rectificare banii vor fi doar de la un capitol la altul în interiorul doar bugetului de la un capitol sănătății, la deci altul, altă parte. Exact, exact. Care este orizontul de timp pe care îl aveți pentru dublarea salariilor? Ați spus că trebuie să se ajungă începutului 2017. Da? Ultima tranșă. Ați discutat în coaliție acea propunere discutată astăzi public de către UNPR prin care salariile profesorilor și ale medicilor vor fi dublate potrivit acelei propuneri? Bun, eu discut doar de salariile personalului medical și asta este o asumare încă de când am fost ministru, de când am ajuns ministru. Pentru că toate aceste lucruri nu s-au putut face de pe zi pe alta. Deci, repet în continuare, pentru că am văzut foarte multe întrebări de genul acesta, de ce nu luna trecută, de ce, nu știu, luna viitoare, de unde sunt bani. Deci noi suntem în niște acorduri internaționale cu niște parteneri și niște acorduri foarte stricte, cu niște termene și niște ținte foarte stricte. Deci poate să vrea oricine să mărească mâine cu nu știu cât, dar trebuie să te ții de acele acorduri pe care vă reamintesc că nu le-am semnat eu sau guvernul actual. Am îndeplinit acele ținte, oamenii au văzut că suntem serioși și pe partea de mecanisme de evaluare a medicamentelor și pe partea de reducere a cheltuielilor din sistem, implementarea cardului de sănătate, și vă aduc aminte aici că nu ne mai credea nimeni, nici măcar intern. Deci vă dați seama când spuneam noi la comisie că o să introducem în sfârșit cardul, ne spuneau, păi da, ne ziceți din 2006 că o să-l introduceți, nu l-am mai introdus niciodată, nu o să-l introduceți niciodată. Iată că lucrurile acestea s-au întâmplat, oamenii și cred că au văzut că suntem parteneri serioși, astfel încât au putut fi făcute aceste lucruri în etape. Și vă aduc aminte, prima etapă a fost în martie anul trecut. Mi-aduc aminte foarte bine, pentru că a fost prima decizie pe care am dat-o, a fost cea cu bursele pentru medicii rezidenți. La salarizare se adaugau acele burse de 670 de lei și ulterior, 1 ianuarie 2015. Domnule ministru, spuneați că e posibilă această creștere acum, tocmai pentru că a fost implementat cardul de sănătate. Aș vrea să vă întreb, luați în calcul până la urmă, să propuneți și un pact politic, pentru că spuneați că va putea fi susținută continuarea acestei creșteri doar dacă va rămâne în vigoare. Cum veți face acest lucru? Consider că este esențial ca toți actorii politici ai momentului să susțină acest demers. Și v-am zis, de aceea și apelul meu ca sănătatea să nu fie tratată nici politic și nici demagogic. Că am văzut și reacții de genul, domnule, dar ce le mai dăm atâta la medici, că nu știu ce... Nu. Este foarte important să ne păstrăm medici în România. Sper să terminăm cu ipocrizia anilor când trebuia să le blocăm posturile în sănătate, apropo, s-au deblocat posturile tocmai prin acele negocieri cu FMI-ul. Așa și am văzut și declarațiile fostului președinte, care ne dădea lecții acum după ce dânsul, dacă mi-aduc aminte, a introdus și a susținut ca medicul să fie funcționar public, ordonanța 2 modificată și trimisă de noi în Parlament, dacă vă aduceți aminte în toamna trecută, când a fost retrimisă în Parlament, cred că a fost retrimisă de președintele Băsescu. Deci memoria pentru unii este foarte scurtă, dar asta nu înseamnă că trebuie să uităm acele greșeli față de sistem. Deci, da, din punctul meu de vedere, este necesar un acord politic, nu vreau să ne formalizăm, nu știu ce să mai facem, ne promitem, ne jurăm că stăm de mult timp. Am auzit amenințări cu pactul pe sănătate de vreun an de zile, tot îmi zic diversi foști în funcții oficiale care n-au făcut nimic 25 de ani pentru sistem și acum dau lecții. Părerea mea este că trebuie să-și manifeste acordul, în primul rând public, bănuiesc în zilele următoare, și în Parlament în luna septembrie. Da. Bine, vă mulțumesc și eu. Atunci.